Bașcanul Găgăuzii Irina Vleahă a înmânat distincții personalităților remarcante ale autonomiei din diferite domenii. Printre ei se numără avocați, profesori, ingineri, agricultori și angajați ai instituțiilor de stat. Ceremonia a avut loc în incinta Galeriei de Artă din Comrat. În această sală există profesori angajați în domeniul producerii, oameni care au stat la originea autonomiei noastre, oameni care sunt loiali autonomiei noastre și loiali poporului nostru cu toată inima și sufletul lor. Sunt mândră că mi-a fost acordată o astfel de onoare și oportunitatea de a vă amâna astăzi distincții fiecăruia și să confer titluri onorifice ale autonomiei noastre. Pentru contribuția semnificativă la consolidarea statalității și democrației în UTA, Găgăuzia și în Republica Moldova, în participarea activă în viața regiunii și în procesul de pregătire a referendumurilor consultative și legislative în anul 2014, precum și cu ocazia celei de-a 5-a aniversare a plebiscitului cel mai înalt premiu al Găgăuziei, Ordinul Găgăuzirii a fost acordat lui Grigori Radov. Un moment emoționant, pentru că mă bucur că meritele mele modeste sunt atât de apreciate. Vreau să le mulțumesc consătenilor mei pentru sprijinul acordat, mai ales în anii 90, când era clar cu ce se va sfârși acest lucru. Și bineînțeles, acest premiu mă obligă să lucrez mai mult și să aduc mai multe beneficii poporului găgăuz. În timpul ceremoniei de premiere pentru mulți ani de muncă diligentă și o contribuție semnificativă la dezvoltarea profesiei pe teritoriul Găgăuziei, au obținut titlul onorific avocați, profesori, vinificatori și lucrători agricoli. În plus, mai mult de 30 de persoane au obținut diplome ale Bașcanului și ale Adunării Populare Găgăuze, iar Elena Ghiumișlu, specialist principal al Comitetului Executiv al Găgăuziei, a primit o diplomă de onoare din partea Guvernului Republicii Moldova. Cu adevărat meritați acest lucru, pentru că în 24 de ani de dezvoltare a autonomiei noastre, Găgăuzia s-a schimbat considerabil. Cei care au stat la origini, cei care au lucrat toți acești ani și au investit forța și munca pentru a ne asigura că autonomia noastră a devenit astăzi ceea ce este. Sunt sigură că vă puteți mândri de asemenea că autonomia noastră devine una dintre cele mai bune regiuni ale Republicii Moldova. Toți cei prezenți au mulțumit conducerii autonomiei pentru aprecierea atât de mare a multor ani de muncă și contribuție la dezvoltarea Găgăuziei. Ei au menționat că premiile de un asemenea nivel îi motivează să lucreze mult mai bine. Cei premiați au îndemnat de asemenea tinerii să se întoarcă și să-și construiască viața aici, acasă, pentru că astăzi, datorită eforturilor autorităților locale, există condiții pentru aceasta în Găgăuzia, cu atât mai mult că se îmbunătățesc în fiecare zi.